Vă să citim de la Faptele Apostolului capitolul 10, începând cu versetul 34, acesta este pasajul cuvântului Dumnezeu care ne va sluji în această seară în explicarea acestui eveniment care stă înaintea noastră, acest botez. Faptele Apostolului capitolul 10, versetul 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor sau discriminator ci că în orice neam, cine se teme de El și lucrează de prihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul Său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia Păcii prin Isus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți, vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propodului de Ioan. Când Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă care am mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Pe când rostea, Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul. Toți credincioșii tăiați în prejuri care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Vă mai rețin atenția câteva, minute, câteva, secunde, zeci de secunde în picioare să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne deschide tuturor inima la predicarea cuvântului Lui. Amin. Tată, te rog ca să lași ca Duhul Sfânt să odihnească peste noi în seara aceasta. Să-mi dai mie putere să tălmăcesc cuvântul tău într-un asemenea mod încât fiecare suflet care este aici, credincios sau necredincios, să-l înțeleagă. dacă sunt suflete aici persoane care te-au mărturisit pe tine și s-au botezat, dar în inimile lor nu este realitatea nașterii din nou. Lucrează tu și schimbe inimile lor. Dacă sunt persoane care au intrat aici și nu te cunosc personal pe tine, Doamne, atinge-te și de ei. Pentru restul care te-au cunoscut pe tine și te cunosc și sunt născuți din nou, Doamne, ajută-i să vadă din nou în cuvântul tău puterea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Lucrează în viețile fiecăruia dintre noi, pentru slava ta. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este o bucurie și pentru mine să fiu aici, la acest eveniment. A mai mare bucurie este să predic cuvântul lui Dumnezeu. Este o mare onoare să slujim lui Dumnezeu în felul acesta. În această seară aș dori să vă vorbesc fiecare dintre dumneavoastră despre traseul normal, calea normală, pașii normali spre botez. Acest traseu ne este descris pe larg în pasajul acesta, n-am putut să-l citesc pentru că este foarte lung. Descrie viața unui om numit Corneliu, și dacă citiți cu atenție în pasajul acesta, nu este vorba doar despre el, ci este vorba și despre niște prieteni pe care el îi chemase la întâlnirea asta de evangelizare care a avut loc acasă la el. Și este vorba și despre neamurile lui. Că Biblia spune că a chemat pe prietenii lui și pe rudele lui. Și zice că erau mulți adunați acolo. Poate un eveniment ca acesta. Nu într-un cadru așa formal, dar Pasajul acesta ne descrie puțin o fereastră de lumină ca să înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața unui, om, cum îl mântuiește, cum se ajunge la pasul ăsta final. Pentru că, vedeți, versetul 48 descrie botezul, dar până la botez s-au întâmplat multe lucruri. Sunt 48 de versete. Nu s-a început cu botezul, nu a fost la mijloc botezul. Botezul a fost exact la urmă. Exact cum o să fie și în seara asta. Exact la urmă a fost. Și nu s-a întâmplat tot într-o zi. Dacă citiți pasajul cu atenție acasă, este o este o poveste adevărată, veți vedea că a fost un traseu, un parcurs. Și pe scurt, parcursul a fost acesta. A fost o providență a lui Dumnezeu sau o purtare de grijă a lui Dumnezeu. Providența lui Dumnezeu înseamnă puterea prin care Dumnezeu mișcă circumstanțele vieții unui om, oricare ar fi circumstanțele acelea, așa încât omul acela să ajungă în proximitatea unor oameni care dețin deja adevărul lui Dumnezeu. Și Biblia spune despre omul acesta, Corneliu, la un moment dat, că era vorbit de bine în norod, vorbește despre Israel și că toți iudeii îl vorbeau de bine, dacă citiți pasajul acasă. Deci Dumnezeu a luat un roman care a ajuns într-o zonă în care erau mulți evrei care aveau cuvântul lui Dumnezeu, a ajuns în proximitate, cum ar fi în vremurile noastre cineva care ajunge în proximitatea pocăiților, în proximitatea adunării, a bisericii, a avut tangență cu ei, a auzit adevărul lui Dumnezeu, a fost pătruns de adevărul lui Dumnezeu, dar omul acesta nu-l cunoștea pe Domnul Isus Hristos. Nu-l cunoștea pe Hristos. Nu știa încă adevărul mântuitor în Domnul Isus Hristos. Dar lucrurile acestea se întâmplă deseori. Veți vedea că Dumnezeu lucrează cumva ca un om să ajungă în contact cu niște credincioși și ajungând în contact cu credincioșii aceștia să ajungă și în contact cu adevărul lui Dumnezeu. Nu există oameni mântuiți fără să fie interacționat cu adevărul, cu Scriptura. Nu există. Să știți lucrul acesta. Că cuiva i-a căzut o filă din Biblie undeva, prin metrou sau prin autobuz, și l-a luat filă aceea, a citit câteva versete, și Dumnezeu i-a vorbit, că a auzit la radio o bucată dintr-o predică sau o poezie sau un psalm. Într-un fel sau altul, oamenii ajung să fie mântuiți doar dacă intră cu a în contact cu adevărul mântuitor, salvator, ghizbăvitor al lui Dumnezeu. Și apoi, Dumnezeu pune pe inima lui Petru, îi lui Petru un slujitor, ca să ajungă în casa lui Cordeliu și să-i predice Evanghelia, să-i explice cum poate să fie mântuit. S-ar putea să vă placă de mine asta, nu are niciun fel de problemă. Eu sunt cel ales de Dumnezeu acum, că dacă nu eram ales, nu eram aici, să vă spun Evanghelia. Și așa sunt oamenii mântuiți în general. Prin oameni mai simple, oameni mai complicați unii dintre ei. Asta este rânduiala lui Dumnezeu, să știți, întotdeauna. Îl călăuzește pe Petru să ajungă să le predice Evanghelia. Și omul acesta, împreună cu prietenii și casa lui, nu ajung mântuiți decât după ce aud Evanghelia. Că sunt mulți oameni care vorbesc. Dar nu vei fi mântuit dacă auzi oameni vorbind. Lucruri religioase. Că în țara asta e puzderie de oameni care vorbesc în lucruri religioase. Dar până nu auzi vestea bună a mântuirii, nu ai cum să fii mântuit. Deci elementele sunt acestea. O providență a lui Dumnezeu care lucrează. Al doilea lucru, o proximitate a poporului Dumnezeu. Al treilea lucru, o intervenție specială a lui Dumnezeu, că Dumnezeu îi se descoperă, face ceva special pentru Corneliu și descoperă să-l cheme pe Petru la el, un slujitor al lui Dumnezeu, o predicare sau o proclamare a și în timp ce Petru își făcea treaba lui, mai lucra cineva. Știți cine? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Eu pot să-mi bat gura degeaba aici un ceas, dacă nu lucrează Duhul Sfânt, nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu. De aceea rugăciunea dumneavoastră celor care sunteți deja mântuiți în timp ce expun cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie foarte serioasă. Doamne, deschide tu inimile celor care nu te cunosc pe tine. Pentru asta predicăm Evanghelia. Nu mai predicăm pentru ei, că ei credem că amândoi sunt mântuiți, că altfel nu s-ar boteza. Noi predicăm, de fapt, știți ce facem noi aici. Noi ne folosim de ei ca dumneavoastră să auziți ce s-a întâmplat în viața lor. Ce a schimbat viața lor? Ce a fost la mijloc? Ce a fost în spate? Despre asta vorbim. Și în această seară veți vedea că o să vorbesc cel mai puțin despre botez. Pentru că textul prezintă cel mai puțin despre botez. Știți despre ce vorbește textul? Despre Hristos. De fapt, nu este vorba despre ei. Ați auzit câteva lucruri despre ei, dar nu e vorba despre ei. Este vorba despre Domnul Isus Hristos. Vreau să vedeți că Petru poruncește ca oamenii aceia să fie botezați pentru că li s-a spus ceva despre Isus. De asta a să fie botezați. Și haideți să ne uităm la rând în textul acesta. Petru a început să vorbească și primul lucru pe care îl spune despre Primul lucru pe care îl spune, și vestea bună pentru voi toți care sunteți aici, este că Dumnezeu nu este părtinitor, adică Dumnezeu nu face discriminare. De ce introduce pred predica așa? Pentru că pentru un mod normal, fiind evreu și iudeu, considerându-i pe neamuri necurați, n-ar fi intrat nici măcar să mănânce cu unul dintre neamuri, cu un român, de exemplu. El, un evreu, n-ar fi intrat să mănânce cu mine sau cu voi, mă înțelegeți? El ar fi intrat nu să, nu ne, să ne predice Evanghelia, să ne dea Biblia, să mănânce cu noi. Ai înțeles? Nu pentru că erai negru sau alb sau galben, pentru că erai dintre neamuri. Oricine din orice zonă a lumei fi fost, dacă nu era evreu, Petru nu avea nicio treabă cu tine. Nu-ți predica nici Evanghelia, nu-l interesa de viața ta. Așa erau setați evreii să gândească. Da? Și Petru primește o descoperire la Dumnezeu și spune, deși noi, iudeii, suntem părtinitori, Că ne uităm la unii și spunem, a, nu-mi place de ăsta, nu vreau să vorbesc cu el, nu vreau să am tangență cu el, nu vreau să mănânc cu el. Totuși este cineva care nu este părtinitor. Cine? Dumnezeu nu e părtinitor, nu e asta o veste bună. Cineva s-ar uita să uite la tine, s-ar putea să uite la tine și să spună, a, nu-mi place culoarea feții tale, mi se pare că ești periculos, nu vreau să am tangență cu tine. Dumnezeu nu este așa. Cineva s-ar putea să se uite la starea ta economică sau socială și să zice că ăsta e pleava societății, nu vreau să am nicio tangență cu el. Dumnezeu nu este așa. Chiar biserica s-ar putea să se poarte cu tine așa. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu o spune foarte clar, așa începe predica. Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu se uită la lungimea bărbii tale, Dumnezeu nu se uită la pigmenții tăi, Dumnezeu nu se uită la culoarea feții tale, Dumnezeu nu se uită la originea familiei tale, Dumnezeu nu se uită la părinții tăi, Dumnezeu nu se uită la starea ta economică, socială, la educația ta, la iq tău, mă înțelegeți ce spun? Dacă îi luați la bani mărunți pe fiecare dintre noi care suntem aici, noi suntem extraordinar de diferiți suntem. De ce suntem adunați toți aici? Ar trebui să fim adunați dintr-un singur motiv, că Dumnezeu nu este părtinitor. Dumnezeu nu face discriminare. Dumnezeu nu diferențiază după felul în care oamenii se diferențiază. Vedeți, prea tot tinde în societatea în care trăim, că suntem fracturați în toate privințele. Să pune cineva în autobuz și să ridică de lângă celălalt. Nu poate sta. Nu suportă. Din anumite priceni. Dumnezeu nu este părtinitor. Este o veste bună. Și zice Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, de orice neam ar fi, fără excepție, Cine se teme de El. Teama de Dumnezeu este credința. Este momentul când, când te temi de Dumnezeu. Este punctul acela. Eu, până la vârsta de 17-18 ani, m am declarat ateu. Și în urma unor evenimente din viața mea s-a întâmplat ceva că deodată mă temeam de Dumnezeu. Aveam impresia că Dumnezeu e pe urmele de mele. Deși ani de zile eram setat, nu există Dumnezeu, nu există Dumnezeu, părinții mei sunt niște fraieri, tu ei se duc la biserică fiindcă sunt guși, fiindcă sunt reduși, fiindcă nu înțeleg ei lumea și așa mai departe. Și deodată s-a întâmplat ceva și am început să mă tem de cineva în care nu credeam. Prezența lui s-a făcut simțită în viața mea. Am început să mă tem de el. Aia este credința. Când fără să setezi tu ție, Dumnezeu ți se descoperă, începe să lucreze în viața ta poate prin diverse evenimente, prin diverse circunstanțe, prin diverse persoane și începi să fii cuprins de un sentiment profund al prezenței sale și spui, da, El există. Și pentru că El există, începi să reacționezi cumva. Nu mai poți să faci ce vrei tu după aceea. Ar fi o credință din asta cu mintea. A, dacă te duci în România, crezi în Dumnezeu? Da, o fi cineva pe acolo. Aia nu credință. Asta este o, chestie, o idee. Credința nu este o idee din minte. Credința este mai mult decât o idee. Este o idee, dar este ceva care a cuprins întreaga ta ființă și începi să trăiești în lumina faptului că cineva există. Da? Și anume Dumnezeu. Și apoi, de la versetul 36, începe să-L predice pe Domnul Isus Hristos. Și primul loc pe care îl spune despre Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este acesta. Dumnezeu a trimis cuvântul Său, Fiilor lui Israel, că la Israel a venit Hristos, dar între timp Dumnezeu a trimis pe alții și la neamuri, slavă lui Dumnezeu. El a trimis pe Hristos fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia Păcii. Prima imagine pe care ne-o prezintă despre Hristos este Hristos ca evanghelist. Foarte interesant. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus să facă exact lucrul pe care îl fac eu în seara asta. Să predice, ascultați cum spune, Evanghelia Păcii prin Iisus Hristos care este Domnul tuturor. L-a trimis pe Hristos ca evanghelist. Misiunea principală a lui Hristos a fost să vină pe pământ și să predice Evanghelia. Dumnezeu însuși vorbea prin Hristos, pentru că spune așa. Dumnezeu a trimis cuvântul său și le-a vestit Evanghelia. Dumnezeu le-a vestit Evanghelia prin Isus Hristos. Cu alte cuvinte, tu când auzi vestea bună a mântuirii, trebuie să înțelegi că nu îți vorbește un om, ci îți vorbește Dumnezeu. Dumnezeu a ales să folosească de canale naturale, de vocile oamenilor. Că mulți oameni zic, dacă mi s-ar arăta Dumnezeu, aș crede și eu în El. Dacă ar veni un înger, dacă ar veni ceva. Tu, -ai putea, tu nu poți să-i dictezi, tu nu ești în măsura și în poziția în care să-i dictezi Dumnezeul Universului, în lumea căruia tu trăiești, din lumea căruia tu consumi, aerul, căruia tu respiri, da? tu nu poți să-i pretezi tu Dumnezeu cum să-ți vorbească Dumnezeu ție. Cine ești tu noi? Există câteva pasaje în Biblie unde profeții chiar întreabă, dar deci cine ești tu ca să stai tu împotriva lui Dumnezeu? Să-l chestionezi tu pe Dumnezeu. Vă imaginați dumneavoastră că la un moment dat oamenii zic, a, aș întreba eu pe Dumnezeu, aș stai dacă ar exista Dumnezeu și ar veni la lua eu la întrebări să vorbesc eu cu el. Deci tu-ți imaginezi în mintea ta că Dumnezeu, că o să se strângă miliardele de oameni la judecată înaintea lui și miliardele de îngeri și de demoni, vor fi toți la judecată, o să vină Gicu și o să zic, că am eu o întrebare. Dar de ce ai făcut tu așa? Deci tu așa ți, îți imagine. Că tu o să stai și o să le Și Dumnezeu să stai puțin să mă pun în banca acuzațiilor ca să mă iei la întrebări, să mă chestionez. Voastră, vă asta vă vă imaginați? Atunci să-i să fac să groapa cu ghearele ca să intri și să te ascunzi de mânia lui. Dumnezeu a ales să ne vorbească. Prin Evanghelie, a ales să ne vorbească prin cuvânt. A ales să ne vorbească gură către gură. Așa simplu. Să nu vină. Că el s-a revelat de câte ori citiți în Scriptură, cu foc, cu, cu tremur, cu mânie. Știți ce au spus oamenii când s-a revelat așa? să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ci să ne vorbească prin Moise, printr-un om. Zice, e mai bine așa să-l auzim pe Moise, că Dumnezeu de cam înfricoșează. Și așa, și Dumnezeu a zis, bine este asta. A intrat frica de, frica de mine în ei, e foarte bine așa. Și asta face Dumnezeu în seara asta, asta a făcut prin Hristos. Când a venit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, el putea să vină în toată gloria lui. La un moment dat zicea, aș putea să chem legiuni de îngeri să facă curățenie în Ierusalim împotriva celor care vreau să răstignească. Dar el n-a făcut lucrul ăsta. El a venit în carne și oase ca noi. Oamenii zic, dacă mi s-ar arătat Dumnezeu, ți s-a arătat Dumnezeu, a venit Dumnezeu pe pământ în carne și oase, Fiul lui Dumnezeu și a umblat între noi. Dacă mi s-ar arătat Dumnezeu, s-a arătat și ce am făcut cu El noi oamenii? L-am omorât! L-am omorât, l-am răstignit, asta am făcut noi. El ni s-a arătat Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și când Isus a venit, zice că a vestit, ascultați, Evanghelia, Păi, ce știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Dacă ai uitat tot ce spun de acum, dacă s-ar pe curentul, dacă ar suna sirenele și ar trebui să plecăm de aici, ascultați-mă. Isus a venit și a vestit Evanghelia păcii. Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Poate zici, păi ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce tot vor pocăiți ăștia? Ce tot vorbesc cu oamenii ăștia? Ce vor ăștia mâini? Ce vrea Dumnezeu de la mine? Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Evanghelia înseamnă așa, vestea bună. Evanghelia păcii înseamnă vestea bună a păcii. Ce vrea Dumnezeu de la tine? Dumnezeu vrea să se împace cu tine. Dacă vrea să se împace cu tine, înseamnă că voi sunteți în război, în dușmănie în vrășmășie. Asta vrea Dumnezeu de la tine. Tu ești vrășmașul lui Dumnezeu datorită faptului că trăiești în păcat de parte de Dumnezeu. Și El, Dumnezeu, a inițiat. Tu ești în lumea Lui. Consum din resursele Lui. Îți bate inima cu puterea Lui. În El avem, spune, viața, ființa și mișcarea. Dacă ai ajuns aici, este pentru că Dumnezeu a vrut să ajungi aici. Atenție! Și Dumnezeu a făcut, nu primul pas, mii de pași face Dumnezeu în continuu către noi și spune, vreau să mă împac cu tine. Tu te-ai făcut dușmanul meu, dar eu inițiez și vreau să mă împac cu tine. Asta a venit Hristos și a propăduit. Evanghelia păcii. Vestea bună că El vrea să fie prietenul nostru, vrea să fie tatăl nostru. Vrea să fie cel care are o relație adâncă cu noi. Acum avem o relație cu El, dar de dușmănie. Și El vrea să transforme într-o relație de prietenie, de părtășie cu El. Să-i putem spune tată. Pentru asta a venit Hristos. Este prezentat Hristos în prima imagine ca evanghelist. În a doua imagine, Hristos este prezentat ca izbăvitor. Citim versetele. Știți vorba făcută prin toată Iudeia, începând din Galileea, în urma botezului provodit de Ioan, că la botezul lui Ioan Iisus, peste el a coborât Duhul Sfânt, vă aduceți aminte, în imagine de porumbel, Dumnezeu a mus pe Iisus cu Duhul Sfânt și cu putere, care, ascultați, umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Știți care este cea mai gravă boală? Care este? Ascultați cum se exprimă aici. Dumnezeu prin Hristos vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Îi vindeca pe cei ce erau apăsați de diavolul. Cea mai gravă boală este cea în care diavolul te apasă. Sunt foarte mulți oameni naivi. Ridicol de naivi. Care își imaginează că iadul și că a trăi cu diavolul este fericire și bucurie și că cu Dumnezeu și cu îngerii și în rai o să fie marea plictiseală. Foarte mulți oameni își imaginează așa. Dar și ce se întâmplă? După ce diavolul îți vinde gogoșile lui glazurate și îți vinde uh, mizerile lui bine împachetate, după aceea începe să te apese. Începe să te apese. Da. Și cu depresii, și cu boli, și cu păcate, și cu certuri, și cu beții, și cu droguri, și cu toate lucrurile cu care vine el. Ăsta este diavolul. Diavolul, în realitate, Hristos l-a demascat. N-a fost nicio persoană care să-l demaște pe diavol așa cum este el. Și a spus despre el că este un hoț, că este un ucigaș, că este un mincinos și sunt tatăl minciunii. El tot ce spune este minciună. Când el vine și te atrage, e minciună ce spune el. Ca să te tragă în cursă și după aceea să începe să te apese, să te apese, să te apese, să te apese și să nu mai poți ieși din cursa lui. De asta a venit Domnul Isus Hristos. Nu doar ca să ne dea Evanghelia păcii în prima imagine, ci și să ne izbăvească de sub apăsarea, de sub asuprirea diavolului. De aceea, dacă ești în seara asta aici și Dumnezeu îți vorbește prin cuvânt, asta vrea să facă Dumnezeu în viața ta. Să te scoată de sub asuprirea diavolului. Dumnezeu nu are nimic de câștigat de la tine. Dumnezeu nu are nevoie de bani, Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la tine. El nu te crea pentru că are nevoie de ceva de la tine. El nu se simțea singur în eternitate și a zis, hai să-l crezi pe Andrei ca să mă laude pe mine. El și-a creat arhanghele lui, arhanghelii lui și miile și miliardele de îngeri care îl laudă cum eu nu-l pot lăuda. Dar să știți, nici când și niciodată nu se aude o cântare spre slava lui Dumnezeu mai dulce ca din gura unui păcătos nenorocit care a fost izbăvit de sub puterea diavolului și care acum îl laudă pe răscumpărătorul lui Iisus Hristos. Nicăieri. Zice Biblia că despre Evanghelie în care și îngerii doresc să priviască, ei nici măcar nu pot să ia parte la ea. Ei nu au parte la ea, ei vor să se uite. De aceea ce experimentăm noi seara asta aici este ceva extraordinar. Iisus ca evanghelist, Iisus ca izbăvitor, El a venit să ne scoată de sub puterea diavolului. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Că zici, cum pot eu ieși de sub puterea diavolului? Dacă în seara asta crezi în Domnul Iisus Hristos, că El a venit să te împace cu Dumnezeu, dacă în seara asta crezi că Domnul Iisus Hristos te poate scoate de sub orice patimă, de sub puterea oricărui păcat, de sub puterea oricărui demon, de sub puterea diavolului însuși, dacă crezi în el, Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu și îți dă eliberare. Slavă lui Dumnezeu! Apoi a treia imagine este Domnul Isus Hristos care răscumpărător. Spune, de ce a făcut atâta bine, ascultați ce spune. Totuși, uitați ce spune Scriptura. Ei l-au omorât, versetul 39, atârnându-l pe lemn. Oare de ce spune imaginea asta că l-au omorât atârnându-l pe lemn? vreodată de ce Isus a fost răstignit pe o cruce. De ce n-au îngăduit Dumnezeu să fie omorât în alt fel? Pentru că în legea lui Moise se spunea așa, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. Deci, spânzurarea sau ridicarea, noi spunem spânzurat pentru că ne imaginăm un spânzurat, unul cu care și-a pus și treangul la gât. Dar ridicarea pe lemn sau spânzurarea, cum găsește în Vechiul Testament, termenul acesta, era un blestem. Dar arată, ești blestemat. De aceea l-au pus pe Hristos pe cruce. Dar. Dumnezeu spune că l-a făcut, făcut blestem pe Hristos. Când El s-a ridicat la cruce Hristos, El a luat blestemul tău și blestemul meu. Când El s-a ridicat la cruce, a luat păcatul tău și păcatul meu. Când El s-a ridicat la cruce, a luat moartea ta veșnică, nu moartea ta pământească doar în trup. Asupra Lui s-a încărcat cu păcatul nostru, ca și cum ar fi luat o greutate și s-a suit cu ea la cruce și păcatul aduce blestem. Și atunci a luat El blestem. De asta s-a suit la cruce. Pentru că era imaginea unuia care este blestema și s-a făcut. El pe sine însuși blestem pentru noi. Vedeți, fiecare strofă sau fiecare imagine din pasajul acesta ne arată ceva din lucrarea lui Hristos. El a venit să ne împace cu Dumnezeu, El a venit să ne scoată de sub puterea diavolului, El a venit să ne ridice de sub blestem că a fost blestemat în locul nostru datorită păcatului. Când El a luat păcatul tău asupra Lui și l-a plătit, El a luat și blestemul păcatului asupra Lui. Ce veste bună mai, poate să fie mai mare decât aceasta, decât că Dumnezeu te poate scoate de sub blestemul păcatului. Dumnezeu te poate scoate de sub blestemul păcatului. Sunt oameni care, deși nu s-au întors la Dumnezeu, zic, eu sunt blestemat. Nu mi-a să nimic bine. Nu reușesc să găsesc drumul în viață. Nu am semnificație în viață. Nu găsesc valoare în viața mea. Nu găsesc drumul în viața asta. Sunt care risipesc viața pe nimicuri. Singurul care te poate scoate de sub blestem este Domnul Isus Hristos. Este singur, pentru că spune Biblia Oamenii l-au omorât atârnându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Învierea Domnului Iisus Hristos a fost pecetea lui Dumnezeu că lucrarea lui Hristos la cruce a fost primită de Dumnezeu. Dumnezeu n-ar fi înviat un nenorocit care ar fi făcut numai rău ca să-l arate ce? N-are niciun sens. L-a înviat pentru că a primit jertfa lui de la cruce. El n-a fost omorât ca orice alt om care a fost omorât în istoria lumii. El a fost omorât ca o jertfă pentru păcat. Plata păcatului este moartea. Când curge sângele dintr-un om, curge viața din el. Atunci când sângele Domnului Iisus Hristos a curs, a curs viața lui pentru viața noastră. Și-a dat viața pentru păcatul nostru. Și-a dat viața pentru scoaterea noastră de sub blestemul păcatului. A patra imagine. Și a văzut Iisus ca evanghelist, ne-a dus Evanghelia păcii, Isus ca izbăvitor, ne scoate de sub puterea diavolului, Isus ca răscumpărător, dar s-a făcut blestem pentru noi, Isus ca judecător. Uitați ce spune scriptura. Isus ne-a poruncit să propovăduim norodului. Asta ne-a poruncit El, de asta spunem lucrurile astea. Și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Ascultați-mă! Pe Hristos îl vei întâlni oricum cândva. Pe Hristos îl vei întâlni oricum cândva. Îl întâlnești în seara asta, aici, un Hristos cu mâinile deschise către tine, care vrea să te îmbrățișeze, să te vindece, să te elibereze de sub puterea deavului, să ridice blestemul păcatului de peste tine, să te împace cu Dumnezeu. Un Hristos care te cheamă la El și vrea să te împace cu Dumnezeu. Sau îl vei întâlni că vrei sau nu vrei, într-o zi ca judecător. Dumnezeu l-a rânduit pe el, omul Iisus Hristos, judecătorul celor vii și a celor morți. Într-o zi vei sta față în față cu el. Cu această persoană care s-a răsat străpunsă pentru păcatul nostru. Cu această persoană care s-a luptat cu forțele demonice și cu diavolul și la biruire la cruce, ca tu să nu mai fii rog păcatului și diavolului. Cu această persoană care a plătit în locul nostru păcat, în locul păcătoșilor, ca să ne aducă la Dumnezeu, să ne, împace, să ne împace cu Dumnezeu. Dar dacă tu în seara aceasta, prin indiferență, prin neglijență, prin adormire sau orbire spirituală, prin dispreț. Într-un fel sau altul spui, nu mă mai interesează, nu crede eu. Ascultă-mă, oricât ai fugit de el, Dumnezeu este pe urmele tale și într-o zi vei da față în față cu fiul său, care nu va mai fi un mântuitor, ci va fi judecător. Biblia ne descrie în Filipeni, capitolul 2, pe Domnul Isus Hristos, care a fost ridicat deasupra tuturor făpturilor care există în cerul pe pământ sau sub pământ, tuturor făpturilor omenești sau îngerești. Înger buni sau demoni. El este deasupra tuturor și spune Scriptura așa. Pentru că în numele Lui Isus Hristos și înaintea Lui Hristos să se plece orice genunchi și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu că Isus Hristos este Domnul. Ascultă-mă, într-o zi și tu vei spune Isus Hristos este Domnul. Dar dacă spui astăzi Isus Hristos este Domnul meu, ești mântuit, ești salvat, ești scăpat. Ești scăpat de păcat, ești scăpat de diavolul, ești scăpat de mânia Lui Dumnezeu, ești scăpat de blestem, ești scăpat de iad. Dar dacă vei spune la final, vei spune fără să vrei, să vă smulge din gura ta. Va fi o evidență atât de clară că Isus Hristos este Domnul. Astăzi ești chemat să mărturisești pe Domnul Isus Hristos. De asta Pavel spune în Roman, capitolul 10. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți și pentru tine, vei fi mântuit. Asta este chemarea pentru voi toți în seara aceasta uitați pe Domnul Iisus Hristos ca judecător și trebuie să-L predicăm ca judecător. Pentru că Biblia îl prezintă așa. Mesajul Evangheliei nu cuprinde doar jertfa lui Hristos la cruce, El a plătit pentru păcatele noastre. Mesajul Evangheliei spune, da, Hristos a fost o jertfă la cruce, dar Hristos va fi în viitor un judecător. Dacă respingi jertfa lui Hristos, ce să rămână altceva pentru tine? Dacă respingi pe singurul care a plătit pentru păcatele tale, dacă respingi pe singurul care te poate duce la Dumnezeu, care te poate împăca cu Dumnezeu, dacă respingi pe singurul care te poate scoate în seara aceasta de sub puterea diavolului, ce îți rămâne altceva decât judecată? Ce îți rămâne altceva decât judecată? Gândiți-vă la Evanghelie ca la imaginea aceasta. Că ești vinovat și urmează să fii condamnat. Și înainte să ajungi când să ți se dea sentința finală, judecătorul îți spune, fii atent, este cineva aici în sală cu care dacă te împrietenești și dacă vii cu el la mine, el poate plăti absolut toate nenorocirile pe care le-ai făcut. Și tu te duci în fața judecătorului și îl disprețuiești pe cel care este în sală acolo. Judecătorul nu are altă soluție pentru tine. Judecătorul spune, am un avocat din oficiu pentru tine. Judecătorul spune, am un mijlocitor, tu nu știi să te aperi. Ești un bâlbuit, ești un nenorocit, ești un păcătos, vai de tine! Nu ai cum să plătești. Dar uite, este cineva aici care știe să te apere, un mijlocitor, un avocat. Și iar acest avocat și mijlocitor este Isus Hristos. El știe să stea înaintea lui Dumnezeu și să pledeze pentru cauza ta. El știe să stea înaintea lui Dumnezeu și dacă ai fi fost banditul și tâlharul și cel mai nenorocit om de pe pământ, el a plătit. Și el poate să vină înaintea tatălui și să spună, uite, dovezile, pledezi pentru sufletul lui. Am plătit pentru el. Am murit pentru el. Dar tu ești chemat să vii la el, la Domnul Iisus Hristos. Și el va fi apărătorul tău și mijlocitorul tău înaintea tatălui. Apoi, în a cincea imagine, Domnul Iisus Hristos este prezentat ca botezător. Uitați ce spune în versetul, de fapt, ca justificator, mă iertați, în versetul 43, spune așa, toți prorocii, prorocii au prerocit în Vechiul Testament, în Vechiul Testament. Deci toți prorocii mărturisesc despre Hristos, vedeți, Vechiul Testament este despre Isus. Despre el este. Când găsești preoții acolo, jertfele alea de care te plințisești, când le încintești, nu prea le înțelegi, toate au arătat spre jertfa Domnului Iisus Hristos. Preoții au arătat spre Hristos. Preoții mijloceau poporul din afara templului, cu prezența lui, Aducea împreună poporul din afara templului și pe Dumnezeu dinăuntru templului. Asta era scopul preotului, să mijlocească, să intermedieze poporul păcătos și pe Dumnezeu cel Sfânt. Asta făcea preotul și aducea o jertfă ca împăcare, care spăla simbolic păcatele poporului. De aceea când te duci la Vechiul Testament trebuie să-L găsești pe Hristos peste tot. Toți prorocii mărturisesc despre Hristos că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Nu cred că există verset mai clar în Biblie despre mântuire. Ascultați-L. Ascultați despachetată mântuire foarte simplu. Foarte simplu. Dacă între ce e mântuirea asta despre care tot cântă oamenii ăștia și vorbesc cu oamenii ăștia? Poți să fi venit o viață întreagă la biserică și tot să nu fi înțeles mântuirea. De aceea vreau să-ți o despachetez pe scurt. Ce este mântuirea aceasta? Ascultați ce spune Scriptura. Biblia spune așa. Mărturisesc, mă, mă, prorocii mărturisesc despre El. Ascultați. Că oricine crede în El, capătă. Prin numele Lui, iertarea păcatelor. Deci, observați în pasajul acesta cum se primește mântuirea. Oricine crede în El. Dacă crezi în El, capeți iertarea păcatelor. Așa se primește mântuirea. Biblia nu spune oricine face fapte multe, oricine face performanțe spirituale, oricine vine mult la biserică, oricine dă bani mult la colectă, oricine dă zeceală, oricine se duce nu știu la ce mănăstire sau nu. Ascultă-mă! Oricine crede în el. Așa se primește mântuirea. Al doilea lucru pe care îl vedeți aici despre mântuire este persoana mântuitoare. Ascultați ce zice. Oricine crede în. Dacă ai putea să pun, pui versetul ăsta în cască, să se poate pune Biblia, mi-ar plăcea să fie afișat să-l vedeți. Versetul 43, fapt 10 cu 43. Oricine crede în El. În care El? Domnul Iisus Hristos. Noi românii avem tot felul de clișee din astea religioase care sunt o mare nenorocire pentru noi. Ați auzit vorba asta până ajungi la Dumnezeu, te mănâncă? Te mănâncă Sfinții. Am auzit că te mănâncă toți Sfinții. Păi imaginează până ajuns, când te mănâncă toți. Dar ce spune Biblia despre mântuire? Că trebuie să te mănânce toți sfinții? A zis chiar când intri în anumite biserici, nu ajungi direct în fața la altar acolo. Nu, 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 nu. Trebuie să o colegi, nu e așa? Trebuie să treci pe la fiecare și să faci câte ceva acolo. Cine te crezi tu, măi, să ajungi înaintea lui Dumnezeu așa? Dar Biblia spune așa, vă citesc din nou, fapte 10 cu 43. Oricine crede în El, Dumnezeu nu ți-a spus să crezi în Ilie, să crezi în Avram, să crezi în Maica Domnului, să creze în nimenea. Ei au fost sfința lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a lucrat în istorie și pe care noi trebuie să-i avem ca model. Deci dacă ai luat toți profeții din Biblie la rând, ce fac toți profeții? Știi ce ar face profeții? Fieten. Dacă tu ai reușit să te întâlnești cu Ilie, măi, sau cu Moise, sau cu Avram, da, și să spui, Avram, mă rog, ție, Ilie, ajută-mă, salvează-mă. Și ce ți-ar spune Ilie și Avram? Ascultați-mă, toți prorocii ce fac? Citiți acolo. Ce fac prorocii? Și spune, mai e vorba despre el, ce cauți la mine? Că și-o strigă pe Ilie, nu știu când, în altă sărbătoare strigă pe Moise, în altă sărbătoare se roagă la uh, cutare, în altă sărbătoare la Maica Domnului. Maica Domnului a zis la un moment dat, faceți tot ce vă va spune el. Deci toți prorocii asta ți-ar spune, du-te mai la el, ce vine la mine? Păi eu am scris ca să te trimit la el. Eu am avut vederea asta ca să te trimit la el. Eu am avut descoperirea asta ca să te trimit la el. Toți prorocii mărturisesc despre el, n-au arătat despre ei înșiși toată revelația Scripturii a arătat despre Domnul Isus Hristos. Deci dacă ar fi vreun sfânt să-ți răspundă vreodată, te-ar trimite la Hristos. să ar spune, ai pierdut ani întregi din viața ta rugându-te cui nu trebuie. Eu nu te pot ajuta cu nimic. Singura mărturie pe care eu am dat-o a fost despre El. Deci primirea mântuirii este prin credință. Asta spune, oricine crede în El. Observați universalitatea, da? Oricine crede în El. Nu spune, da, hai să vedem câte fapte rele a făcut, hai să-l punem la cântar, la balanță. Nu spune așa, spune oricine crede în el. Persoana mântuitoare este Domnul Isus Hristos, spune foarte clar. Privilegiu mântuitor, ce îți dă Dumnezeu dacă crezi în Hristos? Ascultați, iertarea păcatelor. Știți că e diferit să spui iertare de păcate. Iertarea este articulată. Iertarea e ceva de plin a păcatelor, înțelegeți? Ăsta este privilegiu. Imaginează-ți nu știu, întotdeauna mi s-a părut dificil ca la evangelizare sau când vorbesc cu oamenilor evanghelia să-i conving de mântuire. Mi se pare atât de evidentă, măi. Dacă tu ai păcătuit și ești vinovat înaintea lui Dumnezeu și el, el inițiază și el îți face ție favorul și îți spune vreau să te iert. Ce să te conving mai mult decât asta? De ce n-ai vrea să fii iertat? Nu pot să înțeleg. Cu ce să te convingă cineva mai mult? Când Dumnezeu vrea să-ți dea gratuit, prin credință, iertarea păcatelor pe care Hristos a câștigat-o, a cumpărat-o la cruce. Este în sine cea mai cuceritoare veste care există pe planeta Pământ. Faptul că Dumnezeu prin Hristos vrea să-ți dea iertarea păcatelor. Ăsta este privilegiul mântuirii. Ștergerea tuturor păcatelor tale. De asemenea, observat perfecțiunea acestei mântuiri. Pentru că nu spune ca să capete prin numele Lui iertare de păcatele mici. Iertare de păcatele fără voie. Iertare de păcatele cu gândul iertare de păcatele mari, iertare de păcatele mortale, iertare de păcatele nu știu care. Iert, cum spune? În numele Lui, dacă crezi, capeți iertarea păcate lor toate și nu face niciun fel de nuanță acolo. O notă din aia de subsol ca la, știți, ca la bancă. Îți zice, ai cea mai bună ofertă pentru tine dacă te împrumuți acum 30.000 de euro pe 40 de ani ca să rămâi și la copiii tăi de plătit. Oa, ai ce o să faci și ce... -o... Și îți bagă la câteva note de subsol acolo care o schimbat o contractul, știți? Așa, asta nu e Evanghelie. Cum ar fi dacă Dumnezeu ți-ar spune, poți să ai în Hristos iertarea păcatului și tu spui cea mai grozavă veste. Vei la Dumnezeu, ți se dă iertarea păcatelor și pe aia vii și spui, bă, dar stai că sunt niște lucruri în viața ta care nu sunt chiar cum trebuie. Asta înaintea lui Dumnezeu sunt mai periculoase. Și spui, băi, dar voi mi-a spus altceva atunci. No, Doamne, mi-ai spus altceva, cum adică? Ei, ți-am spus așa la modul general, dar sunt niște chestii mai serioase. Băi, tu crezi că așa se dă iertarea păcatelor? N-ar fi asta o înșelătorie? De aceea, perfecțiunea mântuirii este afirmată foarte clar în toate pasajele din Sfânta Scriptură. Sunt oameni care spun, creștinii ăștia sau pocăiții sunt foarte aroganți. Ei cred că ei sunt mântuiți, că ei sunt iertați. Ar fi aroga, aș fi arogant și aș fi mândru dacă iertarea păcatelor mi-aș câștiga eu, eu, corect? Dacă eu am câștigat-o și a spune, eu am iertate păcatele, tu nu le ai. Atunci, da, ar fi o comparație și ar fi o formă de aroganță și de mândrie din partea mea. Dar de vreme ce spun că numele lui este iertarea păcatelor, n ar nicio treabă cu aroganța și mândria aici. Este de fapt o formă de necredință și este o formă de aroganță să spui că Dumnezeu nu zice adevărul când El ți-a spus că îți dă iertarea tuturor păcatelor tale. Este o formă de ocară la adresa Lui Dumnezeu, ca să respingi pe Dumnezeu când El îți spune că îți dă toată iertarea tuturor păcatelor și să spui, a, eu nu cred că e chiar așa, e prea de tot. Păi El a făcut lucrarea mântuirii, da? Deci, vedeți, primirea mântuirii este prin credință, persoana mântuitoare este Hristos și doar El. Privilegiul mântuitor este iertarea, perfecțiunea mântuirii iertarea tuturor păcatelor. Și vreau să observați și prezentul mântuirii, pentru că e important. Spune așa, oricine crede când. Spuneți care e timpul acestui verb? Oricine crede când. Acum, la prezent. Acum, la prezent. Oricine crede în El, capătă. La ce timp este? La prezent. Deci dacă tu acum în seara asta îi crede, în secundele astea în Hristos, spui, Doamne, e adevărat ce spui tu în cuvântul tău? Cred în toată inima în fiul tău, nu mă bazez nici pe mine, nu mă bazez nici pe părinții mei, nu mă bazezi nici pe alți oameni, nu mă bazez nici pe biserica asta, nu mă bazez pe absolut nimic, numai pe fiul tău, Isus Hristos, și pe lui de la cruce, ca spălat, ca plătit pentru toate păcatele mele. Cred în el, mă abandonez în brațele lui, depind doar de el. El este singura mea nădejde singura mea speranță. Dacă tu faci lucrul ăsta, acum, acum capeți iertarea păcatelor. Nu de la mine, ci de la Dumnezeu. Mântuirea este un fapt prezent. Dacă crezi în El. Dacă te abandonezi în brațul Lui. Dacă vii la El. Asta spune Scriptura foarte clar aici. Oricine crede în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Învățați versetul ăsta, este foarte important. Apoi el prezintă pe Iisus ca botezător. Uitați ce se întâmplă. Pe când rostea pentru cuvintele acestea. Să vedeți când vine Duhul Sfânt. Să mai întâmplă ceva. Dumnezeu nu doar te împacă cu, cu El însuși prin Hristos. Dumnezeu nu doar te scoate de sub puterea diavolului. Dumnezeu Le luăm la rând, dar ce s-a întâmplat aici? Dumnezeu nu doar îți ridică blestemul prin faptul că Isus a făcut blestemul. Dumnezeu nu doar te scapă de judecată prin faptul că Isus da? Dacă te-ai iertat, nu te mai duce la judecată. Evident că nu mai e pentru ce să fii judecat, că ai fost iertat. Dumnezeu nu doar îți iartă păcatele, Dumnezeu îți trimite, când ești mântuit, o persoană în inima ta, ca această persoană să te călăuzească pe tot parcursul vieții tale pământești până vei ajunge la Dumnezeu. Iar această persoană este numită Duhul Sfânt. Și știți cum îți dai seama că ai Duhul Sfânt? Dacă și tu începi să fii Sfânt. Haideți să ne uităm, să vedeți cum au primit ei Duhul Sfânt. Uitați, versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea? Știți când vine Duhul Sfânt? Când este onorat Domnul Isus Hristos. Când este onorat Domnul Isus Hristos. Duhul Sfânt este îndrăgostit de persoana Domnului Isus Hristos. De ce? Pentru că Dumnezeu Tatăl a făcut lucrarea mântuirii în cine? În Hristos. Și evident că Duhul Sfânt vine atunci când este predicat Hristos. Deci Duhul Sfânt lucrează, coboară, vine când există predicarea Scripturii, pentru că vedeți că Petru a predicat Scriptura, când există o predicare centrată în Isus, ați văzut că la fiecare punct, Petru predică despre cine? Nu despre El, ci despre Isus. Deci când este predicată Scriptura, când este centrată predicarea în Hristos și când este proclamată mântuirea, pentru că El a predicat despre mântuirea în Domnul Isus Hristos care se găsește în Scripturi. Atunci a coborât Duhul Sfânt. Atunci a coborât Duhul Sfânt. Și observați dumneavoastră că Duhul Sfânt a venit în timpul predicării. În timp ce Petru lucra, explicând Evanghelia, lucra încă cineva. Lucra Duhul Sfânt. Și același Duh care lucra prin Petru acum a coborât peste ascultătorii lui. Și vedeți dumneavoastră că Duhul Sfânt n-a arătat, arătat, niciun ascultător. Biblia spune așa, pe când rostea Petru cuvintele, țineți minte expresia asta, pe când rostea cuvintele acestea, alea de mai înainte, atunci a coborât Duhul Sfânt. Că oamenii au multe cuvinte, dar nu totdeauna coboară Duhul Sfânt. Corect? Oamenii au multe cuvinte, chiar și cei religioși. Pe care o stea cuvintele acestea, să coboră Duhul Sfânt, ascultați, peste toți cei ce... Așa vine Duhul Sfânt. Când tu asculți un mesaj despre Hristos, despre mântuire, din Scriptură și îl crezi, că aici este o ascultare nu cu urechile, este o ascultare a inimii, o ascultare a credinței, de asta spune, prin credința din inimă se capătă. Când tu răspunzi mesajului și cercetării Duhului Sfânt, atunci Duhul Sfânt intră în inima ta, intră în viața ta, s-a coborât Duhul Sfânt peste cei ce ascultau cuvântul. Nu poți să primești Duhul Sfânt dacă nu asculti Evanghelia și dacă nu crezi Evanghelia despre Hristos. Nu ai cum să-L primești. Asta ne arată Scriptura aici. Duhul vine doar prin ascultarea credinței, credință în Evanghelie. Și acum dacă ai primit Duhul Sfânt, că sunt mulți oameni care zic că au primit Duhul Sfânt. Ascultați ce spune Biblia. Versetul 45. Toți? Apropo, câți au primit Duhul Sfânt din ăștia? Toți interesant, nu vi se pare? Că mulți încearcă pe tot felul de metode să ajute pe alții să primească Duhul Sfânt. Niciodată nu primesc toți. Nu, iasă, pur și simplu. Dar nu este necesar. Pentru că dacă inima tuturor de aici ar fi îndreptată către Hristos cu credință, Duhul Sfânt ar coborâ indiscutabil peste toți. Dar ascultați ce spune Scriptura, versetul 45. Toți credincioșii tăiați prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când, ascultați aici, au văzut că darul Duhul Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Și spune că ce i auzeau. Zice, au văzut și auzeau. Ascultă-mă, frate. Că e foarte multă, să știți, în creștinism, foarte multă discuție despre cine are Duhul Sfânt. Cât are cineva Duhul Sfânt, cine nu-l are, cum îl are și așa mai departe. Biblia spune aici că atunci când a coborât Duhul Sfânt, i-au văzut și au auzit. Când un om are Duhul Sfânt, o să-l vezi și o să-l auzi. Dacă vrei să știi că un bărbat are Duhul Sfânt și căsătorit, întreabă pe nevastă -sa o să spună ea dacă are Duhul Sfânt. Degeaba poți corădești ele, nu știu ce limbi din alea arhanghel, ce și îngerești, dacă acasă vorbește cu limbile dracilor. Că sunt și din ăștia pocăiți și vă avertizez cu privire la ei. Deci el zice, ah eu vorbesc în limbile îngerilor, eu vorbesc în limbile nu știu căruia, ha, el zice, domnule, că în biserică, e atâta de ceresc că îți vine să nu mai le să plece de aici. Dar când iasă afară și la auzi cum vorbește la lucru, la auzi cum vorbește la telefon, la auzi cum vorbește cu copiii, la auzi cum vorbește cu nevasta, la auzi cum vorbește când trece unul în fața lui la trecerea de, nu știu ce, la sensul girator și așa mai departe, când la cum vorbește, atunci vezi ce duh are în inima lui, ce duh îl călăuzește. Zice că oamenii ăștia au văzut și au auzit. Au văzut și au auzit. Să audă și despre voi și să vadă și la voi. Amin? Să audă și la noi și să vadă și la noi, care suntem aici. Că e ușor să te lauzi. Cam Duhul Sfânt. E foarte ușor să te lauzi. E mai greu să arăți. Ca oamenii să vadă ei și să audă. Și să audă. Dar hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Spune Biblia că cei auzeau vorbind în limbi, mărim pe Dumnezeu. Înainte de episodul acesta, Petru zice, Doamne, n-am mâncat niciodată necurat. Doamne, n-aș putea să mă duc la niște păgâni să stau cu el la, la, masă. Doamne, cum să mă duc eu la neamuri? Eu sunt evreu, gen pe gen. Doamne, din poporul tău, nu din. Mă duc eu la neamurile astea păgâne. Nu! Necurat! Necurat! Și Dumnezeu îi dă, le dă neamurilor ăstora un semnal al vorbirii în alte limbi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le spune acum Evanghelia, nu se va mai vorbi doar în limba foastă. Acum Evanghelia se va vorbi în toate limbile. Asta a fost semnul vorbirii în alte limbi. Tu ca să vorbești astăzi în chineză, aici nu le lămurești pe nimeni nimic, ca nu ajută pe nimeni la nimic. Dar atunci pentru ei, semnul a indicat că Dumnezeu se duce către alte națiuni, către alte neamuri, către alte limbi. De asta le-a dat. Dar uitați ce a fost în spate. Că mulți zic, a, vreau să vorbesc și eu în limbă. Ascultă ce a fost în spate. Zice că vorbeau în limb, dar ce vorbeau în limb? Că Biblia spune ce? Ascultați, ce făceau? Măreau pe Domnul. Dacă eu unul vorbind în limbi și după aceea se laudă pe sine. Dacă nu pe unul vorbind în limbi și văd voia că se audă numai cu mașinile lui, cu casele lui, cu banii lui, cu șbecheriile lui, cu tertipurile lui, vă întreb pe dumneavoastră, are el Duhul Sfânt? Nu știu necredincios știe că nu are Duhul Sfânt. Satana știe că nu are Duhul Sfânt. Dracii știu că nu are Duhul Sfânt. Nevasta știe că nu are Duhul Sfânt. Vecinii știu că nu are Duhul Sfânt. Toată lumea știe că nu are Duhul Sfânt, numai el nu știe. Numai el e convins 100% -sut că are Duhul Sfânt. Asta este o problemă, să știți. Care nu este compatibilă cu Duhul Sfânt. Oamenii aceștia au fost cunoscuți că au primit pe Domnul Isus și au crezut în El când a coborât Duhul Sfânt și viața lor s-a transformat într-o viață de închinători. Măi, dacă tu ai primit mântuirea, și ce o să faci după aceea? A, dacă ești baptist, stai mai țap până o leacă. Dar totul îl lauzi pe Dumnezeu. Să se, se încărzesc motoarele, să se încărzește inima. Cum mai să fiu izbăvit de sub puterea diavolului? Să fiu în păcat cu Dumnezeu? Să mi se ierte toate păcatele? Și eu să zic, da, mă, și eu cu voi aici, sunt și eu cu voi. Nu se poate așa ceva. N-are cum. are cum. Am mai la unele botezuri că unii dădeau să sară ei acolo. Atât de bucuroși erau. Nu se face așa că trebuie să te boteze alții pe tine. Da? Dar oamenii și-au devenit închinători pentru că Duhul Sfânt a intrat în ei și a animat și le-a schimbat vorbirea. Dar nu ideea este de vorbire. Măreau pe Dumnezeu, mări pe Dumnezeu înseamnă a arăta lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. În fapte 2 așa spune. Vesteau sau spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Au rămas, au rămas fascinați de Dumnezeu. Noi suntem fascinați de o grămadă de gunoaie. Când ești mântuit, Persoana de care ești fascinat este Dumnezeu. Și lucrările de care ești fascinat sunt lucrările lui Dumnezeu. Și numai Duhul Sfânt îți poate da atracția asta. Numai Duhul Sfânt te poate fi fascinat. Vezi, oamenii sunt fascinați de telefoane, sunt fascinați de femei, fascinați de pornografie, de droguri, de toate gunoaiele lumii astea, o grămadă de lucruri bune sau de lucruri rele. De lucruri bune sau de lucruri rele. Când ești mântuit, Duhul Sfânt îți dă o fascinație pentru Dumnezeu și lucrările sale. De asta începi să-L laud, să-L mărești pe El. Să-L mărești pe El. Noi suntem prin natura noastră curbați spre noi înșine. A zis un copil mic. A câteva luni de zile. Cei care să avut copii. Răcnește din toată puterea lui dacă i s-a luat ceva ce nu vrea el. Dacă nu are suzeta sau nu are sânul sau nu are laptele sau nu are nu știu ce, sau i-a luat mașinuța sau i-a luat cheile sau ceva, el nu poate vorbi, a, are niște nervi când le-ai dat, s-a oprit. Și ce acolo? Nervi, răutate. Fire pământească. S-a născut în păcat, ca noi toți. El e curbat spre el însuși de când s-a născut. Așa e setat din fabrică. Are nevoie de un update. Da? Și ăla nu se face de când, când e născut din nou. Ca el, dintr-o curbare continuă spre sine, la un moment dat să devină fascinat și îndrăgostit de altcineva. A, numai prin nașterea din nou se întâmplă, numai prin mântuire, a prin Duhul Sfânt. De aceea oamenii ăștia ca o confirmare a faptului, ca o confirmare a faptului că au fost mântuiți, au primit această persoană a Duhului Sfânt. Am auzit persoane care zic, eu niciodată n-aș putea să merg pe calea asta e prea grea pentru mine. Și așa este mâi. Tu nu poți. De asta vine Duhul Sfânt. Este un alt, Biblia îl numește ajutor, îl numește mângâietor, îl numește călăuzitor, îl numește sfințitor. El de asta vine, că tu nu poți. Și Biblia lasă în cartea Isaia o promisiune așa de frumoasă. Zice că pe calea asta lui Dumnezeu, Dumnezeu va face o cale și dacă un om nebun ar apuca... Deci dacă un om are doar doi neuroni în capul lui, exagerez acum, doar doi, și ăia doi înțeleg că Iisus a murit pentru păcatele lui și el crede. Atât. Atât au putut el. Atât. Din rest nu mai pricepe nimica. Ascultați-mă, și apuca pe calea asta Domnului, nu se va rătăci niciodată de pe ea. Atâta de simplu e calea asta. Și atât de sigură, că persoana aceea este mântuită nu pentru că este deșteaptă nu este mântuită pentru că are un IQ mare, este mântuită pentru că Dumnezeu i-a trimis o persoană în el care se cheamă Duhul Sfânt și care îl va călăuzi și îl va ajuta să meargă până la capăt. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Și ultimul lucru, Domnul ca mărturisit. Este ultima imagine a șapte imagini. Vedeți, v-am spus că nu predic despre botez. Că nu e vorba despre... Și chiar la botez să știți că nu e vorba despre noi, e vorba despre El. Ia ascultați ce spune. Zice Petru, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Vedeți pe cine au botezat ei, au botezat pe niște oameni care aveau dovezile faptului că Duhul Sfânt a venit în viața lor, nu așa? Nu boteza pe unii care au zis vrem să fim botezați. Nu, boteza pe unii în viața cărora se vedea o schimbare, o transformare. Se vedea că acolo a lucrat Dumnezeu. Și uitați-vă cu atenție aici. Cei care sunt botezați în numele Lui Hristos și îl mărturisesc pe Hristos în apa botezului, sunt doar cei ce cred în Isus, Doar cei ce care au primit iertarea păcatelor. Vedeți, da, versetul 43. Doar cei care au fost izbăviți de sub puterea satanei. Doar cei în care viața cărora a intrat Duhul Sfânt. Pe scurt, doar cei care sunt mântuiți. Doar ei sunt botezați. Apoi observați că botezul este o poruncă. Spune așa versetul 48. Și a poruncit să fie botezați. Sunt foarte mulți oameni care zic astăzi, dar ar putea să fiu mântuiți fără botez. Sigur că ești mântuit fără botez. Dar dacă tu ești îndrăgostit de Hristos, n-ai vrea să te identifici cu El? De ce n-ai vrea? Și vedeți, spune că a poruncit să fie botezați. Nu ce le-a recomandat, le-a sugerat. Le-a le poruncit. Și niciunul interesant, că niciunul din casa lui Cornelui, din familia lui sau din rudele lui sau din prietenii lui, n-au zis, bă, mie nu mi se pare necesar lucrul ăsta. Nu. A poruncit, este o poruncă. Și apoi, botezul este o identificare publică cu Hristos. Ascultați, a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Am auzit oameni care zic, dar tu unde te-ai botezat? Eu m-am botezat, nu știu unde. Ah. Eu m-am botezat la Iordan. Eu m-am, pe mine m-am botezat, nu știu ce e vedetă. Pe mine m-am botezat. Dragii mei, ascultați-mă, nu contează cine te botează. Contează în numele cui Ui. ești botezat. Cu alte cuvinte, pentru cine te botezi. Ui. Cu cine te identifici acolo? Veți vedea că în apa botezului persoana este coborâtă la orizontală o fracțiune de secundă stă acolo, nu-l ține mult, stați liniștiți, și este ridicat după aceea la verticală. Este o imagine că omul acela, când a intrat sub apă, păcatul lui trecutului este o imagine vizuală pentru noi. Păcatul lui trecutului este șters, este spălat, de asta este o apă. Este o imagine acolo. S-a terminat cu viața lui trecută și când este ridicat de acolo, este ridicat la o viață no. nouă. Asta este imaginea. Hristos a murit și a înviat. Și eu mă botez ca un semn că mor și eu împreună cu el față de păcat și înviez la o viață nouă. Asta este botezul. Este o identificare cu el. Este o mărturisire a lui. Deci și la botez nu spun ceva despre mine. Spun ceva tot despre el. El m-a spălat, el mi-a schimbat viața, el mi-a anulat trecutul, mi-a șterg tot trecutul, el mi-a dat o viață nouă, el mi-a dat un viitor, el mi-a dat viața veșnică. Este totul despre el, despre lucrarea lui. Și a poruncit să fie botezat în numele Domnului Isus Hristos. Și după aia nu i-a mai văzut niciodată. Și-o luat fiecare drumul lui, nu-i amin. Aici. Ascultați ce spune. Atunci l-au rugat pe Petru să mai rămână câteva zile la ei. Și ce se întâmplă după ce ești mântuit să se face drag de această nouă societate, această nouă comunitate care se cheamă biserica? Sunt oameni care au venit, zice, mă, am făcut și botezul. Ca și cum s-o spăla pe A, am făcut, o și pasta, în caz că se întâmplă ceva și vine Dumnezeu, bă, dar botezat ești sunt. Ești în regulă. Tu crezi că îl păcălești pe Dumnezeu? Nu. No. Persoanele care s-au botezat au intrat în această comuniune a sfinților, în această societate nouă, în această comunitate care se cheamă Biserica. Peste tot în scriptură vedeți lucrul ăsta. Oamenii care s-au botezat sau au botezat, au, au fost botezați au devenit membri unei adunări locale, au devenit membri unei comunități. Un loc în care se vechează unii pe alții un loc care să îndeamnă unii pe alții, un loc în care să mângâie la necaz unii pe alții, un loc în care să ajută unii pe alții, să protejează unii pe alții, să încurajează unii pe alții. Ei au rămas în interior acolo. Au rămas în interior acolo. Da? Dar calea normală asta este. Calea normală este să auzi Evanghelia Domnului Isus Hristos. Să crezi în El și în lucrarea Lui răscumpărătoare. Să fii mântuit, să primești Duhul Sfânt și apoi să arăți lucrul acesta în acest eveniment. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe ei doi și Dumnezeu să vă miște inimile tuturor celor care sunteți aici și nu sunteți în păcat cu Dumnezeu, nu aveți păcat păcate iertate, n-ați ieșit de sub judecata lui Dumnezeu care planează asupra voastră, n-ați ieșit de sub puterea diavolului, Dumnezeu să vă miște inimile în momentele acestea, ca să credeți în Domnul Isus Hristos. Nu sunteți chemați să credeți în mine? Sau în cei din sala asta? Sau în alții care nu sunt în sala asta? N-ați auzit nici măcar o expresie de vreun cult, de vreo denominație, de vreo culoare confesională. Ați auzit o mărturisire despre Domnul Isus Hristos. Eu personal, la El vă invit și vă chem să credeți în El ca să fiți mântuiți. Dumnezeu să vă ajute la lucrul acesta. Amin.